A fost mare sărbătoare duminică în comuna Vasluiană, Ivănești. Ziua Comunei, organizată de Consiliul Local și Primăria Ivănești, a prilejuit un eveniment deosebit cu profunde reverberații spirituale. Academicianul Lionel Miron, fiul al satului, i s-a decernat titlul de cetățean de onoare al Comunei, momentul înmânării fiind îndelung aplaudat de sutele de ivănășteni prezenți pe stadionul comunal la eveniment. Primarul Comunei Vasile Novac a ținut printre altele să spună că locuitorii Comunei Ivănești sunt deosebiți de mândri că în comunitatea lor a văzut lumina zilei o astfel de personalitate marcantă a lumii științifice românești. Cât de greu este să obții o medalie în privire de invenție, de aceea încă o dată vă mulțumim și de multe ori m-am întrebat dacă am făcut îndeajuns pentru dumneavoastră, pentru ceea ce însemna Ionel Miron pentru comunitatea din Ivănești. Din partea comunității Ivănești, primiți toate urările de bine, mulțumirile noastre atât cât putem de la nivel de comunitate. Am dat o hotărâre al Consiliului Local în care am acordat domnului profesor Ionel Miron titlul de cetățean de onoare al Comunei Ivănești. Nu putem decât să ne mândrim, să urăm domnului profesor sănătate împreună cu frumoasa familie și să dea Dumnezeu să ne bucurăm în continuare de momente frumoase și noi, cei din comunitate, să vă arătăm prețuirea și să vă arătăm respectul nostru. Evenimentul principal este decernarea titlului de cetățean de onoare academicianului Ionel Miron. Și vreau să îi înmânez domnului profesor în urma hotărârii Consiliului Local din ziua de 22, din 18 august 2021 se conferă titlul de cetățean de onoare al Comunei Ivănești domnului Ionel Miron, profesor universitar, doctor în biologie, profesor emeritus al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România. Felicitări, domnul profesor! Totodată, Primăria și Consiliul Local Ivănești acordă distincție pentru înaltă ținută academică și întreaga activitate de cercetare în domeniul biologiei domnului profesor Ionel Miron, profesor universitar, doctor în biologie, profesor emeritus al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, în semn de recunoștință și apreciere din partea Comunei Ivănești. Felicitări, domnul profesor! Al doilea moment al zilei a însemnat latura cultural-artistică a evenimentului. Apoi, rând pe rând, până târziu noapte, cunoscuți interpreți de muzică populară, dar și tinere talente din Comuna Vasluiană, pregătită de cunoscuta artistă Silvia Ene, au urcat pe scenă și au interpretat melodii îndelung gustate de spectatorii prezenți, care au cântat și au dansat împreună cu artiștii. Silvia Ene, Margareta Clipa, Igor Cuciuc sunt artiștii care i-au încântat cu evoluțiile lor interpretative pe sătenii din Comuna Ivănești și pe invitații lor. Haideți la una mai mișcată, așa, ia să vedem. Pentru tinerii din Ivănești, Adina, fosta componentă a trupei Heaven, le-a oferit momente de excepție în ritmuri de muzică disco.